Ce vreau să clarific cu voi? La geometrie este esențial. Esențial să știți niște lucruri definitive, adică pentru toată viața să le rețineți. Și anume, cum se duce o perpendiculară dintr-un punct exterior, unui drepte, cum se duce o perpendiculară într-un punct al unei drepte și cum se duce o paralelă printr-un punct exterior unui drepte, aceste lucruri trebuie să le știți perfect dacă vreți să vă iasă la probleme la geometrie. Și am să vă arăt de ce. Deci, dacă am aici, să spunem, o dreaptă și un punct exterior. Eu am să duc mai multe linii prin punctul ăsta exterior. Și voi să-mi spuneți care e perpendiculară. Atenție! Deci eu duc și așa, și așa, și doar pe una singură am să duc așa. Care e perpendiculară? Din tot ce... Aia, pe mijloc. Adică aia, pe mijloc. E drumul cel mai scurt, adică unghiul ăsta de aici, să fie cât ăsta de cina, adică. Pe când în partea asta nu mai este așa. Prin partea asta nu mai este așa. Deci doar una singură asigură și drumul cel mai scurt, iar aia se numește piciorul perpendicular. Deci, dintr-un punct exterior, unei drepte, se poate coborâ, se poate duce prin punctul exterior o singură perpendiculară, una și mai singură. Vedeți, mai multe oblice, mai multe oblice, dar perpendicular, faceți distinție. Că din multe ori ați văzut așa. Nu ați ținut cont că trebuie să fie unghiurile acestea congruente. Numai atunci se întâmplă, că nu-i felul ăsta dus. Într-un punct al unei drepte, deci am așa o dreaptă, și un punct aici. Pe dreapta asta pot ridica o singură perpendiculară în punctul acesta. Deci una singură perpendiculară. Ați văzut ce am făcut? Se facă 90 de grade. Deci, dintr-un punct exterior, o singură perpendiculară, printr-un punct al unei drepte, o singură perpendiculară se poate ridica pe acolo. Și când trebuie să alegeți voi punctul? Punctul ăla alege așa fel încât să nu intri într-un caz particular, să anulezi tot. Cum ai intrat tu? În problema care ați avut-o la test, La test. Noi am făcut mai înainte un problem care sună așa. Să dă un triunghi dreptunghic. Vă amintesc că așa am făcut noi problema. Un triunghi dreptunghic. Și că eu spuneam așa. A, B și C. Triunghiul. Iau un punct oarecare pe AB. Un punct oarecare pe AB. Un punct M. Și v-am spus, mă feresc să le iau la mijloc. Și mă feresc să le iau în A. Că am pus un punct pe interiorul, da? Pe interiorul, în interiorul segmentului AB. Și pe aici, în situația asta sunt, dintr-un punct exterior, nu prin mă, duc o perpendiculară. O perpendiculară prin punctul M. Dar situația este asta, dragilor, asta, dintr-un punct exterior, se duce o singură perpendiculară pe dreapta respectivă. Care asta se întâlnește cu cealaltă aici, nu? Așa, da. Într-un punct ieri. Da, problema care am făcut-o. Care am făcut-o noi în clasă, împreună aici, da? Într-un punct ieri, să zic aici. Și trebuia să arătăm că în clipa aceea, CM e perpendiculară pe B. Pentru că erau cele două perpendiculare, între un B, C, era B, A, odată, dată, de problemă ca înălțime și odată așa. Problema lor? Problema voastră a fost că n-a mai fost luat pe AB, ci a fost luat pe BC, adică asta aici. Și trebuia să treacă prin AC. Deci, atenție, a fost un punct oarecare pe BC. Aici, aici. Putea să fie și aici. Da, să o prelungim pe aici. Sigur că da. Putea să fie și aici. Când spun că intersectează pe AC, pe dreapta AC o intersectează. Și iată-vă situația chiar în problema noastră făcută. Dacă spre bucuria voastră luați pe M așa foarte aproape de T, atunci ridicând perpendiculara, asta de aici, dădeați peste problemă. Întâlnea pe A, C, nu știu cât, nici pe asta nu știu ce punct.
trebuia să arăt că am să termină pe asta. Era problema făcută în clasă. Nimic deosebit. Problema a făcut aici. Dacă îl luați pe el mai încoace, foarte bine. Întâlnea asta aici și pe prelungirea lui AB în punctul acesta. Dar problema era o copie fidelă a ceea ce am discutat mai înainte. Deci voi n-ați știut să faceți figura pentru că n-ați știut să duceți o perpendicular dintr-un punct exterior sau într-un punct în problema voastră, într-un punct al dreptei. Lasă pe punctul M pe VC oriunde, sper că n-ar fi fost ghinor atât de mare să-l lei cum l-a luat Miruna. Miruna, l-ai ales parcă. Păi l-ai ales pe M, întâi ducându-l parcă din A pe M. Cred că așa au și făcut, domnul profesor. Cred că așa au făcut. Și când ai ridicat perpendicular, ai ales înapoi și s-au întâlnit în același punct. Și pe AC și pe BA. Exact. Și atunci pe ortocentru l-ai mânat. În punctul A, practic. Deci ai făcut cum nu se putea mai rău ca să strici problema. Da? Deci tu ai pierdut, practic, problema din cauza ideii acestea de a duce pe M într-un mod original. L-ai căutat pe cel mai imposibil. Dacă profesorul s-ar fi gândit că tu ești atât de ghinionistă, ar fi trebuit să spună așa. Fie M pe BC, cu excepția poziției piciorul înălțimii din A. A, e în perpendicular pe BC. Deci, fără ca M să coincidă cu piciorul perpendicular de din A. Luați-l pe M oriunde pe BC, numai din A. Numai acolo unde pică înălțimea din A. Adică, fără să fie M piciorul înălțimii din A. Ca să vă scoate din situația particulară. Păi nici nimeni nu i-a trecut prin minte că tu ești în stare să te duci în situația asta imposibilă. Și așa că ești dus acolo, făcând nimic. Și gata. Nu s-a mai văzut nimic. Așa că, dintr-un mod așa de spectacol și de recunoaștere a slăbiciunii în formulării problemei și tu faptul că te-ai dus chiar acolo, aș fi spus da, problema asta a avut o slăbiciune în formulare. Faptul că n-am spus că e diferit de piciorul înălțimii, iată că există o situație în care problema aceea nu are soluție. Tot ortocentrul coincide cu celălalt, Da, și totul este adunat la un punct. Ca și cum aș spune, are aflarea unui triunghi în care punctele sunt coliniare. Are este zero. Nu există triunghi. Corect. În situație. Da. Dar nu s-a gândit nimeni că, repet, te poți duce la o situație de asta imposibilă. Ce e imposibil? Miruna din prima s-a dus așa. Tocmai. Ea din A a coborât perpendicular. Și asta a fost perpendicular la ei exact. Și cu asta... Și cu asta ea n-a mai văzut. Problema... Și am făcut 10 desene mama. Nu, ea perpendicular, tot de acolo o ducea. Tot de acolo o ducea. Da, de fiecare da. Am înțeles. Da, mea. De aceea, mai insist încă ceva. Dacă îmi spune așa, printr-un punct exterior unei drepte, atenție. Ia vedeți? Asta e înălțimea. Înălțimea întotdeauna se duce din vârf pe lateral opus. Da, așa. Da. Eu am zis pe mine de acolo. Nu. Vedeți? Deci, ce a spus autorul acolo? Perpendiculara într-un punct de pe BC. N-a zis din A. Perpendiculara într-un punct pe BC. Nu din A. Da, mă gândesc din prima pe înălțime. Ia să gândim pe înălțime și da. Dar atenție, Miruna. Problema a fost așa. Iar mai insist. B, C și A aici, nu? Da. Îl lungi ăla de tângi când apasă. Fie M în punct pe BC. Perpendiculara în M. În acel punct pe BC. Asta. Nu zice că din A, înălțimea triunghiului ABC. Deci perpendiculara în M pe BC. Dar nu poți să ai ghinionul să iei pe punctul M atât de spectaculos, așa de precis, încât când îl duci să fii chiar așa pe acolo. E ghinion ăsta, să zicem așa, în formulare. Dar tu ai mers invers. Ai dus din A perpendiculară exact. Și l-ai găsit pe M în cel mai nefericit loc și pe acela este perpendiculară, tot să o invers. Adică, ai căutat, ai căutat o culmânare. Exact. Ca să nu vezi că problema să nu vezi. Ce căută tot. Așa. Și-a pierdut un punct. Da. Ce
Și am la 7. Da. Vă spuneam, problemele cele mai frumoase sunt cu concurența înălțimilor. Că foarte multe, autorul vrea să arate perpendicularitatea a două drepte. Da? Și ca să arate perpendicularitatea a două drepte, trebuie să apară un triunghi în care două din înălțimi din triunghiul acela să se întâlnească undeva, acela să fie ortocentru și a treia dreaptă care trece pe acolo și ea înălțime. Și de aceea pică perpendicular pe... Asta e secretul, asta e tehnica de lucru pentru astfel de probleme. Să vedem o problemă. Haideți să mai vedem o problemă. Cu înălțim, domnul profesor? Tot cu înălțim, da. În triunghiul ABC, fie BC perpendiculară pe AC. În triunghiul ABC. Ipoteză. Triunghiul ABC. BD perpendiculară pe AC. BD perpendiculară pe AC. Uite că încep și triunghiul ABC oarecare, spune, nu? Asta e. Vezi că nu îmi spui triunghi dreptunghi, triunghi oarecare. Deci triunghiul ABC, iau și eu un triunghi oarecare, nu le iau isoscel, nu le iau echilateral. Oarecare. Și atunci nu sunt în situația de a intra în într-un caz particular, da? Uite așa. Parcă se vede clar că asta e mai mare, asta e mai mică și asta e și mai mică, da? A, B, C. BD. BD perpendiculară. Adică, asta e o dreaptă minunată și cu AD și cu toți ceilalți. Și o duc dintr-un punct exterior perpendicular. Păi nu e așa perpendicular. Nu e așa. Ci este... Ce, când o duc, trebuie să fie perpendicular acolo. Deci perpendicular dintr-un punct exterior pe o dreaptă. Adică unghiul ăsta cu alt. Și voi acum aveți raportorul și cu raportorul vă mișcați așa până când pe o latura raportorului țineți tot timpul aici pe unghiul și o mișcați până ajunge în B. Da? Cu? Deci nu aveți, nu raportorul, adică. Un echier nu ai? Da, și ăsta e bun. Îl pierdești cu asta. Deci cât de cât, uite așa, din unde? Din B, da? Da. Și o duci așa. Uite, ții pe asta, că aici e 90 grade și mergi așa cât de cât, uite așa. Și te duci așa paralel până ajungi acolo. Și acum ești BD, dacă ochiul nu ți s-a dat, pentru a duce perpendiculară, procedezi așa. Da? Deci, BD, aici e D. Da. Vezi, unghiul ăsta e 90 grade și cu ăsta, da? Da. BD. Așa. Deci, dragilor, și eu trebuie să mă duc un pic mai sus, parcă așa fi perpendiculară. Da. Da. Și la voi așa aplicat. Așa. Să zicem că am dus-o aproximativ bine. BD. Mai departe. Ce e perpendiculară pe AB, e aparține lui AB. Ce e perpendiculară pe AB? Deci din ce, din nou, dintr-un punct exterior, duc o perpendiculară din ce? Da? Iată ce e aici, e... Ce e perpendiculară pe AB. AB. Deci să spun că ce e, adaug, ce e perpendiculară pe AB. Intersecția celor două perpendiculare, punctul H. BD intersectează ce e, e egal mulțimea formată din punctul H. Demonstrați că, arătați că BC e perpendiculară pe AH. Să demonstrăm că BC BC perpendiculară pe AH. BC adi pe AH. Adică AH, ducându-o așa, fică aici perpendiculară. H. H este aici. Ce spuneți? Mihai. Mihai, ce părere ai? Este adevărată chestia asta că AH e perpendiculară pe BC sau că BC e perpendiculară pe AH? Nu. Da. Nu e adevărat. Adi, tu ce părere ai? E adevărat că BC e perpendiculară pe AH? Fals! E fals, sigur. Cum să fie fals? E atâta înălțime. Dar tu de unde știi? Păi, hai să vedem. În triunghiul ABC, în triunghiul ABC, am dus noi BD perpendiculare. Da. Dar ce este perpendiculară din vârful unui triunghi pe latura opusă? Înălțime.
Deci BD este înălțime. Da? Fiindcă e perpendiculară din vârf pe latul opus. Am dus din C, într-un alt vârf al triunghiului, pe C e perpendicular aici. Ce este C e? E tot înălțime. Și cea care face pe acolo e tot înălțime. Deci cele două înălțimi s-au întâlnit în H. Da. Și cea de-a treia care pleacă din al treilea vârf, care trece pe acolo, pe unde s-au întâlnit cele două, n-are ce face, beata mea. Va fi tot înălțime. Și atunci se poate. Că toate trei sunt concurente. Da? Și cum știm că sunt concurente, cea de-a treia care trece prin intersecția celorlalte două, e și ea înălțime. Și fiind înălțime, e perpendiculară. Calitatea înălțimii de a fi perpendiculară pe latura opusă. Și atunci are rezolvat. Ăsta e jocul, tot. Tot jocul. Și ortocentru. Ortocentru a fost, el are calitatea de ortocentru din intersecția celor două, din înainte. Așa, mă interesează, te rog. Ce demonstrație. Demonstrație. Da. Că e perpendicular pe AB. Ce e? În triunghiul ABC. Da, deci în triunghiul AB. AB. Ce e perpendicular pe AB? Ce e perpendicular pe AB? Din ipoteză. Rezultă ce e înălțime. Rezultă că ce e înălțime. Și mai avem că BD perpendicular, BD perpendicular pe AC. BD perpendicular pe AC este rezultă aici. Rezultă din ipoteză. Da, rezultă BD înălțime. BD înălțime. Vedem că BD intersectat cu ce e? BD intersectat cu ce e? Egal cu mulțimea formată din punctul H. Rezultă că H e ortocentru. Rezultă H ortocentru. Da. H ortocentru. Ortocentru. Și atunci și rezultă că C e, nu, și că B C e perpendicular pe altul. Rezultă că AH, AH trebuie mizerat pe H, AH prin ortocentru trecând. Corect. Foarte important. Dar rezultă că AH, AH, înălțime. Înălțime. Da. Este a treia înălțime. Rezultă că AH, ce calitate să facă și să aibă ea? AH pe BC. Da. Și terminat. Sau BC terminat pe AH. Atâta, da, Adi. Și o care crede în pierdă. Păi, atenție, mă. Păi, fost și la școală. În momentul ăsta, autorul nu a spus decât atâta. Îți dau două înălțime, a treia care trece pe acolo. Ce este? Că... înălțime. Atât trebuie să-ți spun. Să mai da și H-ul, că e ortocentru. Păi, tot. Din cauza faptului că trece prin unde pe acolo? Trece chiar prin punctul înălțime. Din intersecția înălțimilor. Îi și a înălțime. O altă problemă, tot de la înălțime. Tot de la înălțime. Da. Cum am spus, de foarte multe ori în probleme se joacă în perpendicularitatea, în calitate de ortocentru. Ce-a zis că vă dă bisectoare? O zi nu ați concurența triunghiurilor. Congruența triunghiurilor, bisectoare, mediană, mediatoare, de aici. Da. Eu mai, în timp să mai lucrăm la înălțime. La înălțime, că aici este... Hai. Povestea foarte... am găsit. Deci... Spunem? 14 de la pagina 144, copii. 14 de... În triunghiul ABC dreptunghic în A. Fie triunghiul ABC dreptunghic în A. Triunghiul ABC. Dreptunghic în A. Măsura lui A. Dreptunghic. Egal cu 90 de grade. Da. Fie D aparține lui BC. D aparține lui BC. Astfel încât perpendiculara în E pe BC. E pe BC, astfel că perpendiculara în... în E pe BC intersectează AC în E. Adică E de perpendiculară pe BC. E de perpendiculară pe BC, da? Da. Să facem desen mai bine, domnul profesor. Să ne lămurim. Luăm triunghiul, cum am spus de atâtea ori, cu vârful... Dar nu putem să luăm... Nu, adică așa. Uite așa, haideți să le iei tot timpul.
vârful de 90 de grade în sus. Da. Și cu, ai linia așa, uite așa, îl ții un pic și trasez unghiul acela drept. Cu, fie cu linia, că aveți unghiul drept la 90 de grade și la linie, fie că aveți echerul cel mai rapid. Deci fie de aparține lui BC. A, B, C. Fie de aparține lui BC, astfel încât perpendiculara în E pe BC intersectează AC în E și BA în E. Perpendiculara în E pe BC. Este o greșeală din a formulat. Perpendiculara în D. Păi vezi, spune așa, fie D pe BC. Da. Perpendiculara în E. În E, păi nu, în D pe BC. În D pe BC, intersectează AC în E. Așa. Da, o greșit. Așa. Perpendiculara în D. În D. Când dică fie D pe BC, în legătură cu el, ce să fac? Să duc o perpendiculară. Uite, Miruna unde a luat-o după, da? Profesor. Nu una, nu ca să ducă în A. Deci o perpendiculară în D pe BC intersectează pe AC în E. Da. Și se dreapta BA în E. Și pe BA, pe lungirea lui BA, uite așa, la voi sper să intersecteze pe aici până la în F. Da. Da? În F. Arătați că... Da, ca să fiu și eu mai în partea din în cazul de față, îl iau pe D mai încoace. Uitați, am mișcat pe D. Știți de ce? Da. Ca să-mi intersecteze pe... pe... A, pe... cu F. Să am și eu intersecția, că altfel leșeam de pe tavă. Deci fie D, E-ul este aici și F-ul este acolo. E clar. D e... D e... e perpendiculară pe BC. E aparține lui AC. Și E D... E de intersectează, E de intersectează pe AB, egal mulțimea formată din punctul F. Da? A spus semidreapta BA. Foarte bine. Dacă a spus semidreapta BA, facem și noi BA și punem aici bară, da? Da. Ca să ne înțelegem că e semidreapta cu originea în B. Arătați că? În concluzie. Că F perpendiculară pe BE. F, perpendiculară pe B, E. C, F, C, F, perpendiculară pe B, E. Mirna, știi? Da. Știi. Cine nu știe, să zică? Adică cine are o idee? Cine are o idee și... și perpendiculară pe? Să arătăm că C, F, perpendiculară pe B, E. Pe B, E. Da. Mm-hmm. Deci... atenție, copii! Mirona, am înțeles, lăsăm la să vedem băieții. Nu-i, să nu-i umilim. Mai umilit! Hai să vedem. Deci se dă triunghiul drept, unghi ca BC. Adică ABC, unghiul A din 90 de grade. Da? Și am dus în un punct, am luat un D pe BC și aici am dus o perpendiculară. Nu degeaba, Mihai. Deci nu degeaba. Când nu mi-a zis să duc o oblică, o perpendiculară, care e unică, care se întâlnește pe AC cu AC în E și cu ABA în F. Să se arate că BE e perpendiculară pe FC sau că FC e perpendiculară pe BE. N-are importanță. Una pe cealaltă. Mihai, ce idee ai tu aici? Mamă, cine? Eul. Ea ar fi ortocentru dacă ar fi intersecția două înălțime. Minim două înălțime. Da. Păi este C, A, F, D și B. Și B e natural, nu are ce face. Deci în triunghiul F, B, C, Adi. Da, în F, B, C. Vă să dă și eu. Da? În FBC. Avem o dată o înălțime, că e pe perpendiculara din vârful C. Pe F,
B, ea a fost latură în triunghiul dreptunghic, da? Dar capătă calitate de înălțime. Și fosta F, E, sau F, D, este de noi dusă. Și în final, cele două înălțimi, CA și cu F, D, în triunghiul F, B, C, două din ele s-au întâlnit în punctul E, iar a treia, biata de ea, ce să facă dacă treci prin intersecția a doua înălțime? Da. Este și ea tot înălțime. Este și ea tot înălțime. Redactez, hai. Fie în triunghiul A, B, C. Nu A, B, C. În altul. B, F, C. Adi. B, F, C. Acolo discutăm. E triunghiul B, F, C. B, F, C. În care avem. În care avem. D e perpendiculară pe B, C. D e perpendiculară pe BC. D e perpendiculară pe BC, da. Și de ce rezultă că D e? Nu D e. F, D. Da, să-i spui, să-i spui așa, din F o plecat. Da, da? F, D perpendiculară pe BC. F, D. F, D. F, D perpendiculară pe BC. Pe BC. Și de ce rezultă că F, D este înălțime? F, D, înălțime. Va cu înălțime. Așa. Tot dintr-un vârf al triunghiului F, B, C. Din vârful triunghiului F, B, C. C, E este perpendicular. C, A. C, A este perpendicular. C, A. Perpendiculară pe C, A, pe F, B. Pe F, B. F, B. Și de ce rezultă că CA este înălțime? Deci rezultă că CA, CA înălțime. Și din astea două. Și că cele două se întâlnesc în punctul F. Da? Și care era... F, D cu CA. F, D. F, D intersectează CA în punctul... Și din toate trei așa rezultă că este ortocentrul triunghiului. Așa că E egal ortocentru triunghiului luat de noi în discuție. BFC. Da, BFC. Și de aici rezultă că... Și de aici rezultă că și BE este perpendiculară pe FC. BE înălțime. Da. BE înălțime. Este egal cu înălțime și de aici echivalent cu BE perpendiculară pe FC. BE perpendiculară pe FC. Simplu. Da. Deci BE e concurența celor trei înălțimi. Da? O altă problemă. Facem la mediană sau la înălțime? La înălțime, ca să mă asigur că tot treaba merge. Da. Încă o problemă la înălțime. Dar haideți să vă amintesc problema aceea pe care am făcut-o noi, dar acum din o perspectivă alta decât până acum, să vedeți cum ochiul vostru datorită... Care tot aia cu... A fost dreptunghiul același, nu știu ce, care are incorporată povestea asta cu înălțimele. Vreau să o vedeți pe aceea. Dar, profesor, nu trebuie să reușim să terminăm. Dar nu facem toată, nu mai discutăm. Nu facem toată, dar vreau să finalizăm punctul acela pe care nu l-ați înțeles când am făcut concurența înălțimilor, da? Uite, era vorba așa de un dreptunghi, vă amintiți asta? Da, așa, da. Un dreptunghi pe care am construit în exterior triunghiul echilateral. Da? A, B, C, D, cu foarte multe puncte acolo. Da, da. B, C, E și A, B, F. Triunghi echilateral aici. A, B, F. Și dacă vă mai amintiți, am arătat noi la un moment dat că C, F este cât e F. Corect. Și în urma exercițiului pe care tot l-am pus la punct, deci, am arătat că CF este cât e F cum? Am luat noi triunghiul ăsta CBF
și EBIF am arătat că triunghiurile sunt congruente, mizând pe latura asta cât asta, asta e comun, unghiul ăsta e de radius 50 și ăsta de radius 50 și în final, ia să vă las un pic să desenați, că acum vorbesc singur. Da, adică să fie triunghi echilateral. Le-ai făcut isoscele. Mai asta era lung, vezi? Uh-huh. Deci trebuie să ai ochiușorul format așa cât de cât să nu te duci prea mult. Că dacă mă duceam și eu așa, mă înjurai. Asta e triunghi echilateral. Așa. Așa. Aproximativ, da? Deci, precizia cât de cât să fie, să zicem. Da. Deci, ca să meargă ușor, trebuie să duci pe înălțime. Deci, perpendiculara pe mijloc, care imediatoarea. Și de acum îți dai seama cam cât sunt clinii și asta și cât la asta. Da? Hai, să zicem așa. Așa. Și la fel, în partea asta altă, deci te duci cam așa și imediat observi. Cam asta este. Da? Plătez acolo EF, ce sunt acolo punctele. Ei, dragilor, triunghiul am solicitat și v-am amintit că v-am cerut ca să arătați de ce fâi este cât fâi e. Pentru chestia asta, Miruna și Mihai și toți... CBF cu BF, e despre care spuneți. Avea CB cu... B e datorită... Echilateral, BF comun și mai aveam și... Unghiul ăsta de 150 și ăsta de 150, am zis, da. Laturile sunt congruente. Și fiind congruente, laturile acestea, triunghiul CFE, iată, devine isoscel. Dar din congruența triunghiului mai avem că și unghiul ăsta e cât ăsta. Și îndată, într-un triunghi isoscel, bisectoarea... Este și înălțime, a, și este mediană, și mediană, și de toate. Deci este excelent că pică aici perpendicular și pică la mijlocul lui ce e, da? Și notăm cu B1 aici. Pe de altă parte, v-am mai cerut să arătați că A e... Să vedeți ce frumoasă e problema. Acum cu alți ochi o putem privi. V-am cerut să arătați că A e... O, D, E. Este cât e F. Da, corect. Și am demonstrat. Am luat alea două triunghi, A, B, E. Deci A de A e... A e... Cu F, E. Cu F, E. Da, iar da. Pentru asta, ce bine ar fi să fie două triunghi și ne-am gândit noi la E, B, A și E, B, F. Da, dar E, B comun. E, B comun. Și că A, B este cât A, E, ca latura triunghiului echilateral. Unghiul de 150 grade între ele. Da? Da. Unghiul de 150 și 150, gata, triunghiul sunt congruente, latura asta e cât asta. Da. Și unghiul de aici e cât ăsta. Corect. Că în două triunghiuri congruente, la laturi congruente, se uită unghiuri congruente. Și dacă unghiul ăsta e cât ăsta, atunci... Bisectoare. F, E, B, E bisectoare. E B bisectoare între unghiul A, E, F, care este isoscel din cauza laturilor, pică perpendicular. Înălțime, mediană, mediatoare. E de toate. Și zice mie 1. Da? Și aici, nu B1, F1, să zicem așa. F1 asta. Și acum, atenție. Am F, F1, perpendicular pe ce e. Corect. Dar dacă e perpendicular pe ce e, e perpendicular pe orice prelungire, pe toată dreapta asta. Corect. Deci, F1 pică perpendicular pe dreapta ce e. Dreapta ce e cât ar fi ea de buldusă. Corect. Pe de altă parte, E1 pică perpendicular pe AF. Dar pică perpendicular și pe toată, pe toată dreapta. Să ne înțelegem că asta se întâmplă. Da? Și acum, s-au întâlnit în punctul E. Așa. Da? S-au întâlnit în punctul E. Și iată vă cer eu să arătați că MB e perpendiculară MB perpendiculară pe EF. Să se arate că MB e perpendiculară pe EF. B e ortocentru, pentru că... Care e ortocentru? B.
Cât ați putea? În ce triunghi? În triunghiul E, M, F. Corect. În triunghiul F, M, F. Da. Nu s-au întâlnit acolo. Nu e nimic. Dacă nu s-au întâlnit, tu e forțată și un pic, păi așa se face. Așa, da. Așa se forțează mâna și se spune așa. Și atunci asta când duce așa, trebuie să fie perpendicular. Dar să cum înțelege că poți fi singur acolo. Ca să... Atenție! Dragilor, iată, când am tot insistat pe problema asta, etapele de început, când făceam doar congruența a două triunghiuri, părea problema imposibilă. Mai ales când am ajuns la problema aceasta de perpendicularitate, nu. Gata, s-a rupt. Erați mult, rămașe mult. Acum suntem în măsură să înțelegem. Și iată, Adi, te rog să observi. Ce am spus eu mai devreme? E unul, e perpendicular pe AF. Dar e pe toată dreapta. Adică și pe EMF. Deci pe toată dreapta. Că dreapta AF nu e atâta, dreapta AF. E și așa, și așa. Și în jos dusă, da? Că de-a dus o prelungire, deci nu... N-am nimic... N-am făcut nimic care să intre în contradicție cu ceea ce am spus. Mai devreme, mai după aceea, F1 e perpendiculară pe CE, în triunghiul ăsta, CE, FE. Dar e în prelungire. Dar e perpendiculară pe toată dreapta. Cum am spus la un moment dat, cele două drepte se întâlnesc în punctul E, a apărut triunghiul M, F, E, triunghiul M, F, E, din vârful F am o înălțime. Din vârful E avem alta. Care trece prin B. Din vârful celălalt e o altă înălțime care trece tot prin B. Am din cele două vârfuri, din E și din F, înălțimile duse, altfel înălțimile s-au întâlnit în B. B-ul devine ortocentru. Și ce să facă M, B, decât să fie și înălțime? A treia înălțime. Și atunci M, B este perpendicular pe EF, termină problema. Super. Da? Deci de aceea am vrut să insist, pe lângă problema, în conținutul ei, s-a aflat concurența înălțimilor. V-am spus că deseori autorul ascunde concurența înălțimilor. Și a jucat acest punct B, la tot mișcat, din egalitatea ăsta, la tot și prelungirea, el pur și simplu construiește triunghiul MFE. Dacă autorul ar fost foarte dur, dacă aș fi făcut. Până eu, ca să fac o problemă tare, aș fi făcut așa. Să dă un triunghi dreptunghic în A. Așa. Și spunea. Triunghi dreptunghic, da? Atenție multă, cât de dură este problema acum, cum vedem. Hai să iau ca acolo. B. Așa, B. A, B. Și aici C, da? A, B, C. Adică colțul ăsta l-am scos deoparte, că mă simt degeaba. Simt degeaba. Aici construiesc un echilateral pe cateta asta. Cum? Așa. Da, construiesc un triunghi BC. Următorul e BC și îi mai faci cu ceva. Aici construiesc un triunghi echilateral pe AB. F. Da? Și prelungesc AF până se întâlnești cu EC, mi-apare punctul E. Nu te mai pregătesc cu nimic. Și spun, să se arate că MB perpendicular pe EF. Simplu problemă. Da. Deci MB, să se arate că MB e perpendicular pe EF. Domnul profesor, era greu rău. Este, cum să spun, dură problema. Păi chiar, păi trebuia un trist să demonstrezic tocmai acele... E problema lor acum. E problema lor. Că trebuia să gândească la chestia asta. Da. Și să arate că asta FB devine bisectoare. În cele două trei. Și pică perpendiculară. Să ducă și pe cea din EF. Și ducă și pe cealaltă din EF.
Da. Și arată că și asta e bisectoare. Da. E și bisectoare și înălțime. Da. Și astea sunt cele două înălțimi. Care se unesc în B și care se unesc în B. Dură. Da. Deci e problema dură. Corect. În condiția asta. Dar autorul a fost drăguț și cu pas cu pas te-a condus. Da. Și el te-a ajutat. Uite așa faci, uite așa faci. Corect. Nu a vrut să fie foarte dur cu tine. Așadar, așa, în astfel de situație, problema devine dură, foarte dură. Și sigur, și ca să fie, aici, ca să rup din problemă, să fie asemănător, dar să fie triunghiul dreptunghic ABC. Deci așa spun, triunghiul dreptunghic ABC. Pe catetele AB și AC construim triunghiul echilateral. Da? Vedeți? Și încolo un triunghi echilateral. Nu știu că, dar câte de corect l-am făcut așa. Ei bine, astea două se întâlnesc într-un punct, M, undeva, jos, acolo. Și M, punct perpendicular pe asta. Oi, dură. Da? Trebuia de construcție aici, trebuia să vedem da. Să sigur că da, sigur da. Că da. Și noi cum nu vedem? Fără, așa să fac problemele. Eu v-am arătat acum, acum. Cum gândesc autorii, când înșurubează problemele acestea, greu accesibile. Da, ia să mai scot aia, să mai scot aia. Da, să dau deoparte, dau toate informațiile care l-ar putea dirija, le scot pe ăla care ar putea dirija, da. Și-l las în drum. Și el trebuie să-și facă tot drumul ăla și să facă toate. Și când îți dă de construcții problemă la geometrie, gata. Da. Hai probleme să vedem, domnul Ștefan. V-am spus asta, să înțelegeți, că prin efort continuu se poate ajunge la nivelul acela încât se simți bucuria aceea a aranjării și a unor probleme. Abia când ajungi să creezi tu o problemă, deci deocamdată suntem în etapa în care să reușim să desenăm ceea ce ne spune cineva. Și doar sunt câteva lucruri esențiale. Și eu le-am spus, am să le repet până când voi să înțelegeți că la mediatoare. Când am zis mediatoarea, numai la un segment mă refer la ceva. Mediatoarea unui segment. Nu este mediatoarea unui triunghi. Îi vorbim de mediatoarea laturilor triunghiului. Mediatoarea, deci trebuie să înțelegeți că linii importante într-un triunghi, de ce s-a băgat și mediatoarea? Hai să facem și o discuție de asta. De ce crezi s-a băgat și mediatoarea într-o discuție de asta? Ca să ne ajute că... Pentru că laturile sunt segmente, dragilor. Laturile sunt segmente. Și cum unii segmente îi pot duce perpendicular, deci eu dacă am un segment, da? A, B, când am zis mediatoarea segmentului, adică perpendiculară pe mijloc, pe mijlocul segmentului. Perpendiculara pe mijlocul segmentului. Asta este o dreaptă. Păi, dar ne mai dă o informație că M egal cu M, B. Și toate punctele... Cele de pe mediatoare sunt egale distanțe de capetele. Asta este esențial. Deci punctele de pe mediatoare se bucură de calitatea, de proprietatea, că sunt la egală distanță. Pentru că M A este cât M, B. Și dacă se mișcă, tot altfel rămâne. Pentru că triunghiurile astea sunt congruente, că au discuții și se poate lovi de latura asta cât asta, da? Da. Deci când ai deschis cuvântul media, gura, și ai spus mediatoare, te gândești la alt mediatoare a segmentului. Corect. Deci, iată, am un triunghi și spun, să ducem mediatoarele cui? Triunghiului? Propriu. Laturilor triunghiului. De aceea căutăm mijlocul de aici. Alu, și mediatoarea. E o dreaptă, că trece pe acolo, nu trece pe vârf. N-am nicio treabă cu vârful. Ai auzit, mi-a da? Nu trece. Deci, mediatoarea pe partea cealaltă. Eu mijlocul și duc perpendiculară. Și mediatoarea pe partea cealaltă, iar și o perpendiculară. Și ele toate se întâlnesc într-un punct. Are punctul acesta, calitatea, de a fi la egal distanță de vârful, pentru că e la egal distanță de... E o dată pe asta, e la egal distanță de asta. E o dată egală, e și pe asta, și la egal distanță și de asta. Și atunci e egală distanță de toate trei. Și dacă e la egală distanță, adică asta, e cât asta, cât asta, ele devin raze într-un cerc. Și de ce este centrul cercului care trece pe vârful triunghiului? Circumscris. Circumscris, da? Centrul cercului circumscris, trece pe vârful triunghiului.
Deci mediatoarea unui segment. Și cum laturile triunghiului sunt segmente, vorbesc de mediatoarea laturilor respective. Atât. Mediana, nu mai trece. Perpendicular. Mediana, altceva, pleacă din vârf cu mijloc. Dar mediatoarea, deci mediatoarea poate să nu pornească din vârf. Nu, niciodată. Rar se întâmplă să treacă prin vârf. Doar atunci când triunghiul este isoscel. Când triunghiul este isoscel, trece și prin vârf că e înălțime. Da? Deci și mediană și bisectoare de toate. Asta știți că mi-sorcep și mediatoare și bisectoare și... Deci mediatoarea trece prin vârful opus, numai dacă triunghiul este isoscel. Atât. Pentru că ce calitate are, au punctele prin mediatoare? Este la egală distanță. Și cum într-un triunghi isoscel, laturile sunt egale, de acolo e, vine. De acolo se întâmplă să fie mediatoare, să treacă prin alt. Ei, deci despre concurența mediatoarelor, clară treaba, nu? Da. Înălțimile. Concurența înălțimilor, iar și-am văzut, am făcut probleme, da? Înălțim perpendicular din vârf pe latura opusă. Despre concurența bisectoarelor. Bisectoarea... Împarte unghiul în două părți egale și punctele de pe bisectoare sunt la egală distanță de unghiuri de... Nu. De... Lasă-l unghiului. Uite-o și ca să vadă și el. Nu deschidem geamurile, dacă... Deci... bisectoarea unui unghi, iată, ande. Când zic bisectoarea unui unghi, împarte unghiul în două unghiuri congruente. Mm-hmm. Și dacă e un punct și duci perpendicular și așa, sunt la egal distanță de... Punctele de pe bisectoare sunt la egal distanță de latură, adică distanța asta e cât asta. Schimb, iarăși e la fel. Și iarăși la fel, da? Tot timpul triunghiurile care le consideră, fiind aici unghiuri drepte, triunghiurile care luăm în discuție sunt unghiuri congruente. Și asta face ca segmentele să fie congruente. Deci bisectoare, în afară că împarte unghiul în două, punctele de bisectoare sunt la egală distanță de laturile unghiului. Da. De laturile unghiului. Nu laturile opuse. Care opuse? Cui? Da? Nu aruncați cuvinte. Nu mecanic, mă, nu mecanic. Așa. Vreau să înțelegeți. Haideți spre geometrie, cu fruntea senină și să pătrundem în partea asta de desubt și să prindem lucrurile. Sunteți încă pe deasupra și nu vreți să intrați în apă. Haideți acolo. Vreau să înțelegeți așa că sunt câteva lucruri esențiale care abecedarul, să zicem. Prin două puncte distincte trece o dreaptă și numai una. Corect. Nu poți duce două drepte prin două puncte distincte. Printr-un punct exterior unui drept, deci o paralelă și numai una. Dintr-un punct exterior, ducem o singură perpendiculară. Corect. Într-un punct al unei drepte, ridicăm o singură perpendiculară. Într-un punct. Da? Nu, o singură perpendiculară. Asta ți-a avut la lucrare, asta n-a mers, adică este cea mai nefericită perpendiculară. Da? Și ai stricat tot acolo. Da. Nu-i nimic. Din fiecare problemă învățăm. Vrem să credem că fiecare moment pentru noi va fi o șansă și eu mă țin de cuvânt, am promis și toată vara asta o să lucrăm, fac cum pot. Nu abandonez lupta. Dragilor, trebuie să înțelegeți că geometria se face pentru un antrenament continuu. Față de primele lecții, am început să desfacem câte ceva la rădăcină. Dar suntem la început. Suntem ca cei care învață să meargă. Primii pași am făcut. Dar te-am lovit de foarte multe lucruri. Avem deja cucuie făcute. Dar credem în noi. Numai cu optimismul ăsta pe care vreau să vi-l comunic, reușim. Și cu încrederea că și voi puteți. Nu trebuie să abandonați munca și lupta asta. Va veni vremea să degustați din ceea ce înseamnă satisfacția de a avea rezultatul vostru. Dar acum vă mai cer încă un lucru. Deci, acasă, fiecare vă veți uita la filmele făcute, la ceea ce am făcut și veți încerca să faceți și voi măcar acele probleme pe care le-am făcut odată. Atenție, este esențial. Și dacă nu mai zic nimic? Deci, acele probleme pe care le-am făcut, după care
primul pas următor care va fi, va fi atunci. Fac și eu prima problemă, citesc problema. Și încerc și eu să mă duc la discuția cu prof online, așa. Am făcut figura, am făcut până aici, am încercat așa, a început așa. Așa au făcut. Ăsta este progresul. De 12. Da? De 12 probleme faci. Da. Deci, în momentul în care încercăm să facem una singură și o ducem până aici și n-ai mai pus tu să o faci de acolo înainte, este un semn că ți-ai pus mintea la contribuție și că acolo ai rămas. Și vedem de ce. Dar dacă se vine și se stă și se așteaptă ca numai aici să se întâmple minunea, adică lăsați totul meu pe efortul nu sunt rezultate. Decât foarte mici în timp îndelungat. Știi că poți? Poți. Dar trebuie să muncești mai mult. Că tu ai o singură hibă. Ești comod. La el m-am referit și la bărbați. Deci ești comod. Te-ai vrea să știi fără să muncești. Adiții mai multe, da? Nu se poate așa. Nu se poate așa. Nu se poate. Eu am avut performanțe când am făcut echipă cu elevul care a muncit și el, a tras și el acasă. Da? Când noi facem un număr de ore, dacă v-ați gândit vreo clipă la matematică, mai mare decât numărul de ore care îți faci la clasă. La școală. Corect. Ei, păi, așa asta tot trebuie să se simtă. Trebuie să se simte, adică nu... Nimeni nu luăm 4, nu luăm 7, nu luăm 6, nu luăm 6. Sigur că da. Nu ne mai mulțumește chestia asta, că este întâlnirea asta, e munca asta noastră. Și nu vrem să nu fie cu rezultat. Vrem să fie cu rezultat și să avem satisfacția că n-am muncit deja. Da? Vă mulțumim că l-ați urmărit pe Prof Online. O seară bună în continuare. Nu uitați de like și share. Bravo!